Bună ziua și bine v-am găsit la Sezon Agricol. Am avut foarte multe întrebări referitor la care instrumente eu folosesc când efectuez lucrările de tăieri și, în general, echipa Sezon Agricol ce instrumente folosește și de ce astăzi este Crăciunul, nu lucrăm, am un pic de timp liber și am hotărât să vă prezint, să fac o mică descriere la toate instrumentele pe care le folosesc, să vi le prezint, să facem o diferență. Și ce am observat, care sunt minusurile, plusurile. Deci, pentru început, vreau să vă țin să vă spun că instrumentele sunt folosite și chiar până ieri am folosit aceste instrumente. Eu nu am reușit să le curăț după lucrările în liviez. Deci, vă rog să nu scrieți comentarii de gen instrumentele sunt murdare, nu sunt păstrate bine și așa mai departe, fiindcă dacă eu să le curăț toate instrumentele, acum veți vedea câte instrumente am și dacă să le curăț pe toate, îmi ia timp până noapte și deci noaptea nu voi reuși să fac acest filmuleț, fiindcă mâine noi plecăm în livadă din nou să muncim. De aceea, vă rog să fiți înțelegători și să nu criticați, să nu comentați starea instrumentelor în care le vedeți. Deci, voi începe de la foarfeca de mână. Din păcate, nu mă ține buzunarul să procur doar scule de firmă, scule de gen Felco, Ars și așa mai departe. Deci, folosesc scule care îmi pot permite să le achiziționez. Și deci dacă să vorbim despre foarfeca de mână, am 4 tipuri de foarfecă de mână. Primul tip este o imitație de Felco, este un producător chinez. Este o foarfecă care am achiziționat-o la un preț de aproximativ 110-120 lei moldovenești. Este o foarfecă destul de reușită, este o imitație destul de reușită a foarfecei Felco. Taie foarte bine. Deci, uite așa arată foarfeca, se aseamănă foarte mult cu foarfeca Felco, lucrează destul de bine, folosesc de aproximativ 2 ani și doar se ascute un pic lama, fiindcă se tocește. A doilea foarfecă este la fel achiziționată de aproximativ 110-120 de lei moldovenești, este o foarfecă la fel, producătorul cred că este chinez. Scrie pe ea Epica, deci poftim Epica, se aude cum lucrează, deci nu este cea mai mare calitate, dar iarăși lucrările se efectuează foarte ușor, foarte bine, deci ce îmi place foarte mult la ele este aici așa un lacăt care ușor se închide și se deschide foarte ușor. Deci, al doilea tip de instrument de foarfecă este deja mai profesional, care se numește Stafford. Am achiziționat la un preț de 450 de lei moldovenești. Deci, la fel, este o foarfecă foarte bună, dar m-am așteptat la mai multe de la ei, fiindcă lama este un pic cam groasă. Deci, se vede, lama este groasă și cam greu merge la ramuri mai viguroase, mai groase, cam greu se taie. Dar, în fine, oricum se reușește și cu această foarfecă. Aici, deja, mecanismul care închide foarfeca undeva s-a pierdut, deci nu este prea calitativ prins, dar se poate face lucrare destul de bine. Și al patrulea tip de foarfecă pe care o folosesc este de la producătorul Paterlini Staleia, italian, care am primit în dar de la acest producător, pentru a testa, pentru a-l prezenta într-un fel și deci este un foarfecă de tip ciocănaș. Așa arată această foarfecă, s-a lucrat foarte mult cu ea. Niciodată, niciodată încă nu am ascuțit lama. Taie foarte moale. Deci mecanismul care închide foarfeca, uite așa arată. Poftim și la o strângere se deschide foarte ușor. Deci, poftim. Se deschide foarte ușor. Îmi place foarte mult sunetul, cum se aude când se efectuează tăierile cu această foarfecă. Deci, patru tipuri de foarfece, dintre care
Două foarfece sunt chinezești, la un preț de aproximativ 110-120 de lei moldovenești. Această foarfecă este producător italian Staffor, 450 de lei. Și această foarfecă este producător la fel italian, Paterlini Stalea. Prețul este aproximativ de 50 de euro, 45-50 de euro, dacă nu mă înșel, dar nu am achiziționat-o, este un cadou. Îi mulțumesc foarte mult, am efectuat foarte multe lucrări cu această foarfecă. Deci, aceasta am vrut să vă spun despre foarfecele pe care le folosesc, foarfece de mână. Acum vom trece la o artilerie mai grea, este foarfecă mare, care foarte des ați văzut-o în filmulețe, care este Staffor, deci mai puțină vorbă și haideți să vă le prezint. Deci, din aceste modele de foarfece, folosesc la fel 4 tipuri, care cel mai mult folosit este Staffor. Nu fac acum o publicitate, fiindcă doar aceste foarfece le am. Adică este, haideți așa cronologic, de la care instrument a fost pornită activitatea. Activitatea mea a fost pornită de la acest instrument. Se numește Verano. Poftim, se numește Verano. Este o foarfecă foarte simplă, deci de mult nu s-a lucrat cu ea, are rugină pe ea, deci este o foarfecă de rezervă. În caz că s-a defectat vreo foarfecă, aceasta este o foarfecă de rezervă care face drumul cu noi în orice livadă. De când am trecut la Staffor nu am mai folosit-o, dar sper să nu mai am nevoie de ea, dar oricum o păstrez și o port cu mine. Este prima foarfecă cu care am început lucrările. Este o foarfecă foarte simplă, dar are foarte multe neajunsuri. Și acum voi arăta care este. Deci poftim, aceeași foarfecă, dar ceva cu ea s-a întâmplat. Deci haideți să vă arăt care sunt neajunsurile. În primul rând, s-a rupt contralama. În primul rând, s-a rupt contralama. Ea nu rezistă la ramuri mai viguroase. Grosimea mai mult de 3-4 cm, această contralama nu rezistă. Se rupe cu un sunet foarte caracteristic, așa un țanc, și s-a dus lama. A fost o întâmplare când s-a rupt și m-a lovit chiar în piept, dar nu era nimic grav. Al doilea minus la această foarfecă este acest amortizator. Deci, dacă să vedem aici, este un amortizator de cauciuc care nu permite, în timpul tăierii, nu face vibrație în mână. Deci el practic la toate foarfece a cedat. Vedeți, aici este un șurub sudat. Amortizează foarte mult, dar când n-ai încotro, ai nevoie și de această foarfecă. Deci, cum am spus, este prima foarfecă, am achiziționat-o la un preț de 220-250 de lei moldovenești, aproximativ așa m-a costat această foarfecă. După care, același producător este foarfecă, la fel Verano, dar cu lama dreaptă, poftim, așa arată. Contralama este destul de puternică, rezistentă, nu se rupe atât de ușor. Când am procurat, credeam că voi reuși să tai niște ramuri mai groase, dar nu aici a fost. Ramuri mai groase este imposibil de tăiat. Mai groase de 2-3 cm este imposibil de tăiat. O folosesc doar la pomi mici, fiindcă este destul de scurt foarfică, este ușurică. Se poate manevra foarte bine în interiorul coroanei pomului și la ramuri mai subțirele merge destul de bine. După care am ajuns la foarfecele Staffor. Repet, nu fac publicitate la Staffor, pur și simplu este unica foarfecă mai profesionistă care am reușit să o achiziționez. Am lucrat, m-am convins că face treabă bună și nu am mai continuat să caut alte foarfeci de alți producători. Deci aici avem foarfecă. Aici avem foarfecă cu lamă dreaptă și avem foarfecă cu ramă oblică. Deci poftim. Lamă dreaptă și lamă oblică. Din neajunsuri pot să spun că foarfeca cu lamă dreaptă
este practic imposibil să tai ramuri mai groase de 2-3 cm, fiindcă lama este dreaptă și când apuci să tai o ramură mai groasă, ea lunică din farfecă și deci nu reușești să tai, doar traumezi ramura. Această farfecă o folosim mai mult la ramuri mai subțiri. Dar plusul, avantajul mare este lungimea, este de 70 sau permis până la 80 de centimetri, este destul de lungă și se poate ajunge destul de sus să tăiem cu această farfecă. Iar farfecă cu rama, contralama oblică, adică rotundă, este foarte reușită. Orice ramură care intră aici, orice grosime care intră aici, se taie. Se taie foarte ușor. De un an de zile dețin anume această farfecă și încă niciodată nu am ascuțit lama. Deci poftim, lama este ascuțită de la uzină, nu am fost umblat cu nicio piatră. Din minusuri, din dezavantaje, această farfecă are câteva dezavantaje. În primul rând, această contralama este foarte mult călită. Ea nu se tocește atât de ușor, fiindcă este foarte bine călită, însă se rupe foarte ușor dacă nu faci tăierea corect. Dacă ai apucat ramura și ai tras în dreapta, în stânga, se rupe această lamă. Avem 4 farfece parmise unde a fost ruptă această lamă. Din necunoaștere, din greșeală, din întâmplare, acest lucru s-a întâmplat, dar deja noi cunoaștem și nu mai repetăm aceste greșeli. Al doilea dezavantaj este că practic toate șuruburile sunt tocite foarte repede și este un dezavantaj foarte mare, fiindcă suntem nevoiți să achiziționăm aceste șuruburi de la producător, fiindcă nu orice șurub aici vine. Și aceste șuruburi, doar un șurub costă 300 de lei moldovenești. Însă și secatorul, acest farfică, eu am achiziționat-o cu 1570 de lei. Dacă în caz că se rupe lama, se poate achiziționa lama cu tot cu mânier la un preț de 700 de lei. Dacă contra lama s-a rupt, dar niciodată nu s-a rupt, însă se dezdoaie. Deci dacă ai apucat o ramură mai groasă cu vârful acestui contralame, când strângi din putere, ea se dezdoaie și deci trebuie cu ciocanul să o bați, să o îndrepți din nou, să o îndoi în forma ei inițială. Deci contralama nu s-a rupt niciodată, dar ea costă tot parmise 700 de lei, împreună costă 1540 de lei moldovenești această farfică. Din farfici mai mari, deci v-am prezentat, sunt aceste farfice. M-am oprit la Stafford. Dacă voi avea posibilitate să testez și alte farfice, Felco sau Ars sau alte, deci nu ne aduc aminte acum toate denumirile, aș testa. Dacă aș avea această posibilitate, aș testa și poate aș trece la alt tip de farfică. Deocamdată m-am oprit la Stafford. Deci, cața este un instrument foarte important atunci când pomii sunt înalți și sunt foarte numeroși și mult mai atât, să urci în fiecare pom este cam complicat. Atunci când ai mii sau zeci de mii de pomi de curățat. Plus la toate, nu este prea bine să urci în pom, fiindcă rupi pintenii, rupi mugurii de rod de la baza pomului care trebuie păstrate. Fiindcă dacă ai rupt acești pinteni sau acești muguri de rod, toată roada se urcă tot mai sus și mai sus și deci nu putem foarte ușor să o coborâm înapoi mai jos ca să avem fructe și la baza pomului. De aceea trebuie să folosim acest instrument, cața. S-a folosit foarte mult acest instrument. Producătorul este Villager. Deci, poftim, cred că se vede, este Villager. Nu este cea mai reușită cață. Practic, toate șuruburile în această cață se îndoaie, se rup, fiindcă insistăm foarte mult să tăiem ramuri groase. Un plus foarte mare este că orice ramură ce încape aici este tăiată, nu rămâne nimic netăiat, dar practic toate piulițele, toate șuruburile se îndoaie, se rup, se uzează.
Deci chiar se vede, a fost schimbat, a fost schimbat, a fost schimbat. Mai sus aici iarăși a fost schimbat. Și această funie la fel a fost schimbat la toate cațe, fiindcă ele nu rezistă de la producător, sunt niște funii foarte subțiri, foarte sensibile, ele nu rezistă, toate funiile au fost schimbate. Înălțimea se desface la aproximativ 2 metri, plus 2 metri a mei, practic, și deci la 4 metri se ajunge foarte bine în vârful pomului și se taie foarte ușor. Am achiziționat-o la un preț de 450 de lei moldovenești. Deci, ferestrău. Ferestreie, la fel, am una, două, trei, patru tipuri care le-am încercat, de care mă folosesc și de care deja nu mă mai folosesc și nici nu vreau. Hai să începem de la cele care nu mă mai folosesc. Sunt niște ferestreie foarte ieftine, producător chinez. Prețul lor a fost aproximativ 100-150 de lei moldovenești, deci aceste două. Dinții sunt foarte mărunți, se tocesc îndată, nu taie bine, deci doar dezavantaje. M-am chinuit mult cu ele până am renunțat și am procurat ceva mai calitativ. Dacă este să vorbim de ceva mai calitativ, atunci am procurat în primul rând Stafford, la fel, fiindcă la acest producător m-am oprit. Este un ferestreu destul de reușit, chiar îmi place foarte mult cum taie, dinții sunt foarte mari, bine ascuțiți, nu necesită din nou să le ascuțim, să le îndreptăm, taie foarte bine. Un dezavantaj care este la acest ferestreu este că lama se îndoaie și așa și rămâne. Deci acum vă arăt. În caz că din neatenție ai îndoiet lama, ea așa și rămâne. Poftim. Partea asta, ai îndoit-o, ea așa și rămâne. Deci este un dezavantaj, dar totodată este și un avantaj, fiindcă nu este într-atât de mult călită ca să se rupă. În caz că este îndoiată, ea nu se rupe. Poftim, uitați-vă, ea nu se rupe. Este un avantaj. Dar dacă s-a îndoit, așa și rămâne, trebuie să stai și să o îndrepți, fiindcă dacă este îndoită, când tai, nu se trage. Este foarte greu de lucrat. Și am mai procurat leiat, așa un instrument, un ferestreu, însă lama este de la Stafford. De ce este lama de la Stafford? Din păcate n-am păstrat lama de la leiat, fiindcă dacă la Stafford lama este puțin călită și se îndoaie foarte bine, la leiat doar mânierul a rămas de la ferestreul leiat. Este într-atât de mult călită încât dacă un pic ai îndoiet, se rupe. Am rupt 3 ferestrei leiat, fiindcă când tai, insiști foarte mult. Da, este scris de la producător pe fiecare lamă că se insistă doar atunci când tragi ferestreul, iar când îl împingi, îl leși să meargă liber, dar când toată ziua lucrezi și te grăbești că zilele iarna sunt scurte și trebuie să-i dai din coate, din atenție, insiști și atunci când împingi și deci s-a îndoiat și face țanc și s-a dus lama. Un dezavantaj este că lămile sunt foarte călite la leiat și al doilea dezavantaj este că nu se vând lămi de schimb, însă la producătorul Stafford se vând lemi aparte. Deci dacă ferestreul întreg costă la ei, acesta par mi se 450 de lei, lama de schimb costă, vorbesc de lei moldovenești, 450 de lei moldovenești, lama de schimb costă 150-180 de lei moldovenești. Iar la leiat, ferestreul de întregul costă 500 sau 600 de lei, dar nu se vinde lama de schimb. Deci acestea sunt ferestrei cu care eu mă folosesc. Acest ferestreu iarăși este o economie de bani. Mânierul este de la Stafford. Lama este de la cața care am prezentat ceva timp în urmă, Villager. Deci lama am luat-o de la cața aceea, fiindcă ea este un pic oblică. Am luat să încercăm să o testăm, dar din păcate încă n-am reușit să o testez. Sper că o să o testez. Deci mânierul am luat de la Stafford, lama de la Villager, cața Villager.
Deci, sper să meargă bine. Deci, mergem și mai departe și am ajuns la o artilerie și mai grea. Este motofirestrău, drujba sau benzopila. La noi, Moldova, se numește benzopila. În România se numește și drujba se numește Moldova, în România se numește drujba sau motofirestrău. A fost achiziționat la un preț de 1700 de lei moldovenești. Am procurat mai multe din aceste ferestree. Mi-a plăcut foarte mult. Producătorul scrie Procraft. Deci poftim Procraft. Scrie Procraft, dar nu sunt foarte sigur că este într-adevăr Procraft. Cred că este ceva chinez, dar lucrează ca ceva original. Adică lucrează foarte bine, sunt foarte ușurică, par mi se 2 kg și ceva cântărește acest ferestrău. A lucrat foarte mult, mai ales vara trecută, practic nu a fost oprită, toată vara a lucrat. Șinele se ascultă foarte bine, adică lucrează foarte bine. Sunt foarte mulțumit. Este foarte ușor de lucrat, poftim. Eu manevrez cum doresc cu acest motofirestrău, lucrează foarte bine. Sper că este ceva original, dar, mă rog, la 1700 de lei moldovenești nu cred că pot să achiziționez ceva original, dar oricum mă ajută foarte mult. Neapărat ulei, este un simplu ulei, doar cutia este de la săpun, dar este simplu ulei de motor pentru automobile, pentru a unge toate sculele. Toate sculele trebuie unse. Acolo unde se lucrează, mecanismele acestea toate trebuie unse, fiindcă doar așa vom permite foarfecii să reziste mai mult timp. O piatră mică de îndreptat lama, deci nu de ascuțit, dar de îndreptat, fiindcă noi lemnul uscat nu-l tăiem cu foarfica, lemnul uscat îl tăiem cu ferestrăul sau cu motoferestrăul, cu foarfica noi tăiem doar lemn verde, noi nu tocim lama. Și în caz că undeva ceva s-a tocit, doar îndreptăm finuț lama, fiindcă lama ascuțită de la producător din uzină este cel mai bine ascuțit. Deci nu cred că veți reuși să o ascuțiți la fel de bine. Și un life hack de la mine este această soluție. Este un fixator pentru filet. Deci aici scrie în limba rusă, dar este un fixator pentru filet. La șuruburi, deci este în stare lichidă, se unge șurubul cu această soluție, se înșurubează și el nu se mai deșurubează, deci nu se mai slăbește. Este foarte important la foarfece, fiindcă din cauza lucrărilor multe se deșurubează și ne face un disconfort în timpul efectuării lucrărilor. Și evident că nu putem lucra și fără de un ajutor. Și avem niște foarfice care lucrează de la un compresor, lucrează de la presiune de aer. Deci producătorul este Paterlini Staleia. Am mai prezentat această foarfică când am filmat despre tăierile la piersic și parmise la păr. Deci sunt foarfice foarte reușite. Unica ce îmi este un pic frică de ele, fiindcă dacă ai scăpat cumva aici degetul și ai apăsat butonul, degetul chiar acum când nu este conectat la nimic, mă tem să nu fie ceva aer în el și deci nu apăs butonul când degetul este aici. Deci, poftim, butonul lucrează foarte bine și nu dă Doamne să se întâmple așa ceva. Nu-l oprești, el taie momental. Dar sunt niște foarfece foarte bune, ușurele. Se manevrează foarte bine cu ele. Și deci pe lângă foarficele este și acest compresor. Se pot conecta două foarfice la acest compresor. Presiunea este de 10 atmosfere, presiunea de lucru, deci se ridică la 10 atmosfere. Presiunea la aer lucrează de la benzină, se pornește foarte ușor. Producătorul Paterlini Staleia. Avem și așa un fel de cață, bară, deci poftim o lamă foarte puternică, deci așa arată lama, este foarte puternică, taie niște ramuri foarte groase.
Și un instrument la fel de important este scărița. Este așa o scăriță, nu este foarte mare. Nu este comod să lucrezi cu niște scărițe mari, deci poftim, așa arată scărița. Se urcă foarte ușor în ea și se coboară la fel foarte ușor. Am achiziționat această scăriță la un preț de aproximativ 500 de lei moldovenești, dar am prefăcut mult în ea, deci am adăugat aici, vedeți, din scânduri această platformă, fiindcă platforma care era nu a rezistat, a cedat în timp de 2-3 zile. Foarte bun lucru pentru efectuarea tăierilor în livezi, deci ajută foarte mult. Cam acestea sunt instrumentele pe care le folosesc în timpul tăierilor, pe care le folosește toată echipa Sezon Agricol. Suntem 10 la număr, băieți bravi, care efectuăm lucrările de tăiere în toată Republica Moldova. Deci sper că acum deja cunoașteți cu ce instrumente lucrez eu. În caz că doriți să achiziționați careva instrumente, dar nu cunoașteți, se merită, nu se merită, sau pur și simplu vreți să testați, faceți un crash test sau ceva, pot să le fac foarte ușor, trimiteți-mi-le mie, o vară întreagă o să lucreze până în orice da, și atunci vom ști care sunt minusurile și plusurile, avantajele și dezavantajele acelor instrumente. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă spun succes și spor la treabă!